Cred că după 81 de ani de călătorie pe pământul acesta spre patria eternă, călătorind împreună cu Domnul, sora noastră a putut să spună și astăzi simte împlinirea acestei cântări. Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții cu tine, eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Să ne ajute Domnul să călătorim și noi cu El mereu, până ne vom găsi acasă la Tatăl. Amin. Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții, cu tine eu smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. În zor de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea dai putere, să fie amarul cât de greu îmi ești tu mângâiere. Când am de suferit un timp, tu, Doamne, îmi dai putere, să fie amarul cât de greu îmi dai. Și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată. Și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru suspine. Iisuse al meu, prieten drag, ce bine-i lângă tine! Căci tu mi-ești ca un frate bun și plâns și suspine. Iisuse al meu, Amen.
lângă Domnul Iisus Hristos ne strângem și cu această ocazie, împreună cu familia îndurerată, împreună cu toți cei care sunteți adunați la un loc în această zi, vă salutăm în numele Domnului și vă invităm să ne adunăm în jurul Lui, cerând ajutorul, binecuvântarea, mângâierea și cercetarea în această zi de la El. Vă invit să ne ridicăm cu toții, să stăm în rugăciune și să cerem binecuvântarea Lui. Fratele Petru Bulboacă ne conduce în rugăciune cu voce tare. Tatăl nostru, Sfânt care ești din ceruri, stăm în închinare înaintea Ta și să recunoaștem, Doamne, autoritatea de Domn, de Stăpân, de Dumnezeu. Pentru că ești Cel care, Doamne, chem la viață și chem din viață. Mulțumim, Doamne, că ai chemat-o pe sora la Tine, Doamne. Mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pe care L-ai trimis, Doamne, în lumea noastră, ca să vină să ne mântuiască. Mulțumim că în dragostea Ta, Doamne, L-ai jertfit pentru noi și în locul nostru și pentru păcatele noastre. În numele Lui, Tatăl nostru din ceruri, te rog să binecuvintezi serviciul acesta de mormântare, strângerea noastră aici împreună. Vrem, Doamne Dumnezeule, să simțim prezența Ta sfântă în mijlocul nostru. De aceea chemăm numele Tău în lucrarea aceasta deosebită. Te rog, Doamne, cu această ocazie să binecuvintezi fiecare suflet prezent înaintea Ta. Am vrea, Doamne, să ne dai o inimă bună, deschisă, o minte, Doamne, ca să ascultăm și să primim cuvântul pe care ni-l vei transmite. Cu această ocazie, Doamne, ne rugăm și pentru robul Tău, pe care L-ai rânduit, Doamne, să propovăduiască Evanghelia. Doamne, binecuvintează! Amin. Dă-i o ungere proaspătă, Doamne, putere, har! Și lasă, Doamne, ca Evanghelia Ta, Doamne, să cucerească din nou inimile noastre pentru Tine. Amin. Mulțumim, Doamne, că nu dorești moartea păcătosului, ci întoarcerea. Dacă sunt suflete ai nemântuite, te rog, Doamne, să lucrezi la Amin. Mântuirea sufletului lor. Cercetează-ne pe toți, Doamne. Am vrea fiecare din noi să ne punem problema veșniciei, a întâlnirii cu Tine. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să ne pregătim, să folosim timpul acesta pentru această pregătire la întâlnirea cu Tine. Amin. Doamne, ne rugăm și pentru aceste familii îndoliate, pentru familia aceasta mare, Doamne, care simte această despărțire. Te rog să-i întărești, te rog să-i mângâi, te rog să-i bărbătezi. Păi, Doamne, ca și acest eveniment să-i lege și mai mult, Doamne, de Tine, Doamne, și împreună. Binecuvântarea Ta, Doamne, vrem să ne însoțească aici și de aceea îți mulțumim și primește închinarea noastră în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să deschidem în Cuvântul lui Dumnezeu Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și să citim din această Evanghelie de la versetul 1 până la versetul 6 și mai apoi din cartea Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul 1 până la versetul 7. Citim cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 14, versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine, spunea Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde Te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Și continuăm citirea cuvântului lui Dumnezeu și din cartea Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătite ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul acesta. Corul se pregătește să dea slavă lui Dumnezeu în timpul acesta. Vă invităm să luați locurile, toți cei care aveți posibilitatea să faceți lucrul acesta. Precizăm că și aici, în capelă, mai sunt câteva locuri disponibile. Vă invităm să luați loc și aici, nu este nicio problemă, puteți intra și să puteți să ascultați mesajul și cântările cât se poate de...
Israel acum. Mulțumim lui Dumnezeu că El a fost alături de sora pe parcursul vieții de pe acest pământ. Și în suferințe și în zile senine, Dumnezeu a fost aproape. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim că El este acela care poartă pe aripi de vulturi și familia care rămâne în urmă și care are nevoie de mângâierea lui Dumnezeu. Și în același timp, El este Cel care ne poartă de grijă nouă, tuturor. La o astfel de ocazie, sunt aici, aproape de familie, toți cei dragi, cei cunoscuți, cei apropiați, de aici, din Curtici, din orașele apropiate, frați din Arad, de la Lipova, de pretutindeni de unde sunteți, vă spunem bun venit. Ne bucurăm că este împreună cu noi în această zi și fratele păstor Daniel Mariș și nepot al sorei Maria. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i dea un cuvânt potrivit pentru ocazia aceasta. De asemenea, mulțumim celor care slujesc prin cântare, celor care slujesc prin tot ceea ce au pregătit cu această ocazie. După ce vom mai asculta o cântare din partea fraților din afară, vrem să ascultăm și câteva cuvinte, un necrolog din partea familiei și sora Nelly Negru, una din fiicele sorei, va da citire acestui necrolog. Canelia a iubit-o mult pe mămica. În anul 1951 l-a primit pe Domnul Iisus în apa botezului, iar în anul 1954 s-a căsătorit cu Ciculigă Petru. Dumnezeu a binecuvântat familia lor cu 4 fete.
Lenuța, căsătorită cu Cornel Curescu, Neli, căsătorită cu Samuel Negru, Radiana, căsătorită cu Moț Dan și Daniela, căsătorită cu Niculiță Cintean. A fost binecuvântată de Domnul cu 8 nepoți și 3 strănepoți, pe care i-a iubit și i-a purtat necontenit pe brațe de rugăciune. Cei 8 nepoți sunt Alina, Liviu, Estera, Lianu, Emanuela, Natanael, Denisa și Daniel. Cei 3 strănepoți sunt Tami, Joey și Annie, copiii nepoatei Estera, căsătorită cu Dan Bulboacă. În anul 1987, tăticul a plecat la Domnul și atunci mămica a îmbrăcat haina văduviei. Acum pe plaiurile cerești, cei 2 s-au întâlnit pe vecie împreună cu Domnul. Viața nu a fost mereu ușoară, vremurile nu au fost întotdeauna prielnice, însă credincioșia și răbdarea a dus-o pe mămica până la vârsta de 81 de ani. A avut bucurii și tristeți, dureri și încercări. Chiar dacă în ultimul timp nu a mai putut veni la biserică, era la curent cu serviciile bisericii pe care le urmărea cu regularitate pe internet. Și-a dorit foarte mult să vadă biserica nouă, deschiderea bisericii nouă, dar nu a mai apucat. Chiar dacă picioarele nu mai ajutau, nu a încetat să fie de ajutor, făcând tot ce putea. Dar mai presus de orice, înălța mereu spre cer mâini de rugăciune pentru toți cei dragi. Copii, nepoți, strănepoți, de aproape sau de departe. Într-o duminică dimineața, o durere violentă i-a străpuns trupul. Durerea care avea să prevestească sfârșitul alergării pe acest pământ. Și în 20 iunie, s-a stins inima ei, care ne-a iubit nespus de mult, a încetat să mai bată. Dar noi nu suntem din aceia care nu au nădejde, ci suntem de plin încredințați că ne vom revedea pe plaiurile cerești. Aducem acum un ultim omagiu iubitei noastre, mămica. Maria, Uligă, Marica, cei care au cunoscut-o, a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Ne va lipsi zâmbetul, blândețea, sfaturile, mustrarea, îndemnurile, mâinile ei harnice, dar mai presus de orice ne va lipsi o inimă iubitoare. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne mângâie inima și să ne întărească. În numele întregii familii îndoliate, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi în aceste momente. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. La revedere, mămică dragă! Ne rugăm și noi ca Dumnezeu să dea mângâierea și puterea de a umbla în credincioșie, ca la rândul nostru să lăsăm cărări drepte, demne de urmat, pentru cei care vor veni în urma noastră și în urma generațiilor care vin după noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ascultăm acum din nou cântarea fraților și surorilor din cor, după care aș vrea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, care va fi vestit de către fratele păstor Daniel Maliș. Domnul să dea har!
Dragii mei, Lenuța, Cornel, Nelly și Sam, Radi și Dane, Dana și Nicu și toți ceilalți dragi din familia noastră extinsă, până vom vedea pe noi fața Domnului Iisus Hristos, aș vrea tare mult să-i auzim cuvintele Lui în ziua de astăzi. Amin. Pentru că doar ele ne pot aduce mângâierea. Și până vom vedea fața Domnului Iisus Hristos, vă invit să-i auzim mesajul Lui, plin de mângâiere, pe care îl spune încă o dată, așa cum l-a spus atunci ucenicilor, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Când am primit vestea plecării la Domnul de la Curtici, când m-a sunat mama și a zis, a plecat Nănuța acasă, inima noastră a fost tulburată. Dar fetița noastră, Naomi, atunci, parcă într-o reacție ca unui copil plin de credință, poate mai multe decât avem noi în astfel de momente, a zis, s-a întâlnit cu bunica, s-a întâlnit cu bunii. Pentru că anul trecut am pierdut-o și noi pe bunii, pe una din bunicile dragi. Și prima ei reacție, care a venit ca o încurajare pentru noi, a fost aceasta. Ne-a ajutat să privim dincolo de ceea ce este vestea tulburătoare a plecării cuiva drag de lângă noi și dintre noi. Când am venit azi dimineața aici, am văzut multitudinea de flori și de coroane. Mi-am adus aminte de fiecare popas pe care îl făceam la Nănuța când mă duceam la gară să iau trenul spre București. După fiecare vizită, mama zicea să nu uiți să treci pe la Nănuța. Oricând vii, oricând te duci. Și mai ales în perioada asta din an, grădina era plină de flori. Dacă astăzi ar putea să ne spună ceva, probabil că ar fi mesajul unei cântări pe care noi o cunoaștem foarte bine. În cetatea unde merg eu, florile nu veștejesc. Aici înfloresc o vreme și curând se ofilesc. În cetatea unde merg eu, florile nu veștejesc. Slavă Domnului pentru cetatea aceea și slavă Domnului pentru locul acela. În cuvintele Domnului Iisus Hristos, pe care El a rostit ucenicilor, în fața ucenicilor, în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, avem înregistrate aceste cuvinte. Este un mesaj al Domnului pentru inimile noastre, ale tuturor, pentru inimi tulburate. Și mesajul acesta ne spune că putem găsi liniște în locul tulburării, mângâiere în locul durerii și speranță în locul deznădejdii. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Când Domnul Iisus Hristos a rostit aceste cuvinte, le-a rostit într-o împrejurare foarte interesantă. Cu puțin timp înainte, i-a avertizat pe ucenici, spunându-le că El va avea să pătimească, urma să fie trădat,
apoi condamnat la moarte, crucificat și abia să-și dea viața ca răscumpărare pentru noi oamenii. La auzul acestora, ucenicii au fost atât de tulburați. Unul dintre ei a spus: Doamne, eu sunt gata să mă duc cu Tine și în temniță și la moarte, dacă este nevoie. Și când Mântuitorul le-a văzut inimile lor tulburate, le-a spus aceste cuvinte, dacă vă uitați în contextul mai larg, în capitolul 13, acolo e momentul acela în care sunt de-a dreptul tulburați la tot ceea ce au auzit. Și Domnul Iisus Hristos le spune: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Mine și aveți credință în Dumnezeu. Credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și credința în cuvintele pe care El ni le-a spus, ne aduce nouă liniștea în mijlocul celor mai mari tulburări pe care noi le putem trăi. E adevărat? Dacă ar fi să studiem mai atent pasajul acesta, probabil că am identificat trei lucruri care au produs tulburarea în inimile lor și aceleași lucruri tulbură oamenii din totdeauna. Gândul singurătății a fost acela care le-a tulburat inimile, pentru că nu puteau concepe ce va fi viața lor după ce prezența fizică a Domnului Iisus Hristos nu se va mai manifesta în mijlocul lor. Ce va fi viața lor după ce mai bine de 3 ani de zile au fost cu El, au mâncat cu El, au umblat cu El, au văzut făcând minuni și deodată, deși le spusese că avea să învieze a 3-a zi după Scripturi, deodată se gândeau că vor rămâne singuri, că vor rămâne abandonați, că vor rămâne nimănui. Gândul acesta al singurătății și-a făcut loc în inimile lor, pentru că Dumnezeu ne-a creat în felul acesta în care noi nu putem să existăm decât în legăturile noastre, în relațiile acestea interumane. De aceea e atât de dureroasă despărțirea prin moarte. Pentru că Dumnezeu a pus lângă noi pe cei dragi. Și a mai spus-o poate cu alte ocazii chiar aici, că Dumnezeu în astfel de situații își ia înapoi darurile pe care ni le-a făcut pentru o vreme, împrumuturile pe care ni le-a dat pentru o vreme, ne-a dat părinți, ne-a binecuvântat în familie deosebite. Și atunci când ei pleacă de lângă noi, parcă ceva se rupe, parcă ceva se desprinde și simțim acel sentiment al tulburării în fața singurătății, oricât ai fi de matur, oricât ai fi tu de pe picioarele tale, când îți pleacă mama și tata, parcă simți că ceva ai pierdut. De aceea, într-una din cântările noastre, refrenul acelei cântări spune, sau una din strofe, chiar dacă ar fi să pierzi pe tată sau mamă, lui Dumnezeu să te încrezi, te are în seamă. Când în urmă cu 30 de ani Dumnezeu l-a chemat acasă pe cel care i-a fost soț și tovarăș de viață, pe unchiul Pătruț, cum îl știam noi, ea n-a rămas singură. Ea n-a fost singură nici o clipă, pentru că aceleași cuvintele Domnului Iisus Hristos spuse ucenicilor le-a trăit în toți acești 30 de ani. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Nu putem concepe să fim singuri. Dar atunci când Domnul ia înapoi împrumuturile și ne ia pe cei dragi de lângă noi, printre lacrimi și durerea despărțirii, tot ce putem să facem este să-i mulțumim într-o rugăciune, spunându-i: Doamne, îți mulțumesc pentru anii aceștia frumoși în care am avut-o pe Nănuța cu noi, în care casa ei și cămăruța ei a fost totdeauna deschisă, în care casa ei și cămăruța ei a fost un colț de aer.
unul din poeții noștri și compozitorii noștri spunea la un moment dat, sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele-s toate. Toate stelele de sus, tot ce n-are în veci a pus prin iubirea lui Iisus, ale mele-s toate. Și o altă strofă spune, dar nici eu nu salut voi. Lui îi sunt cununa, casa mea și cerul lui, tot ce avem e una. Așa a fost, de câte ori ne-am dus, fie de Crăciun, fie în alte ocazii, în casa ei și în cămăruța ei, am simțit că acolo, casa ei și cerul lui, tot ce au, e una. În fața singurătății, aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos ne aduc liniștea care vine din credința în Dumnezeu și în Fiul Său. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Un alt lucru care i-a tulburat pe ucenici a fost viitorul incert pentru ei, viitorul nesigur. În acele situații, în acele condiții, când nu știau ce se va întâmpla cu ei după ce Mântuitorul nu va mai fi, Domnul Iisus Hristos îi reasigură spunându-le, nu vă gândiți cu tulburare cu privire la viitor. Pentru că trecutul, prezentul și viitorul sunt în mâna mea. Eu sunt Dumnezeul istoriei. Eu sunt începutul și sfârșitul. Eu sunt Alfa și Omega. Eu țin în mâinile mele cheile locuinței morților. De aceea, gândul cu privire la un viitor nesigur s-ar putea să ne tulbure și pe noi. Cineva spunea că niciodată omenirea n-a fost mai tulburată cum este astăzi din cauza unui viitor pe care nu-l poate cataloga decât nesigur. Și totuși, pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, viitorul e cel mai sigur, pentru că așteptăm ca El să vină pe norii cerului și să-și ia mireasa Lui, ca să fie totdeauna cu El. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Te tulbură gândul cu privire la viitor? În ocazia aceasta, aici, în locul acesta, Iisus Hristos îți spune, ai credință în mine. Ai credință în Dumnezeu și viitorul pentru tine va fi cel mai sigur. Dar al treilea lucru care cred că i-a tulburat pe ei și ne tulbură pe noi este moartea. Moartea e una dintre cele mai înspăimântătoare experiențe. Moartea aruncă o umbră înspăimântătoare peste toți cei ce se confruntă cu gândul acesta al morții. Pentru că în fața morții, spunea un om al lui Dumnezeu, ne simțim neputincioși. Ne luptăm cu alți dușmani, ne luptăm cu durerea, cu suferința, cu boala. Dar puterea și curajul nu pot birui moartea. Însă Domnul Iisus Hristos ne învață să privim la moarte dintr-o altă perspectivă. De la nivelul cerului. Să privim la moartea aceasta nu ca la un eveniment final, ci mai degrabă ca la un început nou. Și dacă ar fi să ne uităm în Scriptură, în fiecare împrejurare în care Domnul Iisus Hristos a săvârșit minunea învierii, în fiecare împrejurare El a încercat să le spună ucenicilor că gândul acesta și experiența morții până la urmă n-ar trebui să fie atât de tulburătoare, pentru că moartea e o plecare. E o plecare de pe pământul acesta în prezența lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel s-a confruntat cu gândul morții și când a scris din temniță scrisoarea către Filipeni, el a spus, pentru mine a trăit Hristos și a murit, este un câștig. Eu nu știu ce trebuie să aleg. Dacă ar fi să aleg, aș alege să mă mut acasă la Domnul.
dar parcă aș vrea să rămân aici cu voi. Vedeți, de aceea e atât de greu, pentru că avem iubiții noștri care sunt dincolo, pe țărmul celălalt. Și avem iubiții noștri care sunt aici. Și dacă ar fi să alegem, noi nu știm ce să alegem. Mereu suntem în această tensiune. Însă Hristos ne învață să privim la moarte ca la o plecare de pe pământul acesta. Ca la un somn mai lung. Ca la o corabie care se desprinde de la țărm pentru a ajunge pe țărmul celălalt. Ca la o desprindere a cortului acesta trupesc. Aș putea să spun astăzi, Mănuța n-a murit. Mănuța a plecat acasă la Domnul. A plecat într-o călătorie mai lungă și am adus aminte că una din mătușile noastre de peste ocean, sora Estera, mătușa Estera, spunea, la un moment dat eu mă pregătesc de plecarea definitivă. Era ideea asta înainte de 89, că cei ce plecau din România plecau definitiv. Ei nu știau ce posibilități vor mai fi să se întoarcă acasă. Dar vine o zi a plecării definitive de aici, de pe pământul acesta, oricare ar fi locul în care ne-am stabilit cortul nostru. Și întrebarea este, suntem pregătiți pentru plecarea definitivă? Mănuța l-a murit. Mănuța doarme și se va odihni până în dimineața aceea în care Domnul, cu strigătul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va suna învierea celor care au adormit. De aceea, mângâierea Domnului pentru fiecare dintre noi astăzi e o mângâiere pe care o găsim în locul acesta al durerii. Pentru că ea vine din promisiunile pe care le face El. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Poți găsi mângâiere chiar în locul durerii atunci când te încrezi în promisiunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Pentru noi oameni există destule obstacole pe pământul acesta și în viața aceasta care să ne amintească mereu că această lume ne-a promis mai mult decât ne poate oferi. Când cineva drag se îmbolnăvește sau moare, când îți pierzi serviciul sau când cineva drag se confruntă cu o boală cumplită, îți dai seama că oricât te-ai strădui să-ți făurești aici un colț de rai, să-ți faci aici o viață lipsită de probleme, în inima ta tu tânjești după ceva mai mult. Pentru că aici, așa cum spunea psalmistul în psalmul 90, viața noastră trece iute și noi zburăm, iar viața este plină de trudă și durere. Dacă ar fi să te lauzi cu ceva, n-ai avea cu ce să te lauzi decât cu truda și durerea acestei vieți. Dragii mei, la capătul vieții, înainte de a ne da ultima suflare, și cei care au stat lângă cei dragi ai voștri, văzându-i cum și-au dat ultima suflare, văzându-i poate cu un zâmbet așternut pe fața lor, sau poate cu o mână discretă care își doar rămas bun de la voi. Când va veni ziua aceea să-ți dai ultima suflare, trei lucruri vor conta. Realizările tale, și când spun realizările tale, nu mă refer neapărat la cele care țin de lucrurile acestea care se văd în primul rând, ci la ceea ce ai făcut pentru Domnul. O altă cântare de-a noastră spune, ce pentru Iisus ai făcut, aceea va sta. Asta rămâne. Nu veștejește. Mă gândesc că în toată perioada asta a construcției bisericii, poate că printre cei mai mari susținători, în ghilimele, cei care au motivat pe alții
și au încurajat pe alții prin exemplul ei. A fost ea, nănuța, o văduvă, care până în ultima duminică a vrut să se asigure că au dat din ce a avut ea pentru construcția aceasta. Ce pentru Iisus ai făcut, aceea nu asta. Aceea nu veștejește. Dar știți cu ce mai rămânem înainte de a ne da ultima suflare? Nu cu premii, nu cu decorații, nu cu diplome, nu cu titluri, cu relațiile pe care le-am zidit aici, cu cei dragi ai noștri, care rămân după noi să ducă mai departe credința în Domnul Iisus Hristos. Cu cea mai importantă dintre toate relațiile, cu relația cu Domnul Iisus Hristos, singurul care poate să umble cu noi prin valea umbrelor morții, când nimeni de aici, de pe pământ, nu mai poate veni pe acolo cu noi. Singurul care poate să ne ia de aici și să ne ducă dincolo pe celălalt țărm. El, păstorul nostru cel bun. De aceea poți să spui și tu, în clipele acelea, când îți vei da ultima suflare, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă. El mă paște în pășun vers, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar de-ar fi să trec prin valea umbrelor morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Mângâierea noastră în mijlocul durerii este că acolo la capăt, la capătul vieții, înainte de a ne da ultima suflare, rămânem nu doar cu realizările pentru Domnul, nu doar cu relațiile pe care le-am zidit, ci cea mai importantă dintre ele, relația cu păstorul nostru, dar mai ales cu aprobarea din partea celui pe care l-am slujit. Vino, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Vino, că te voi pune peste multe. Să auzi cântarea aceea a sfinților și a îngerilor, vino acasă, vino acasă, a lor chemare, așa îmi sună. Eu sunt convins că înainte de a ne da ultima suflare, cântările și corul acesta va răsuna în urechile noastre. Nu ne vom mai teme să trecem pe țărmul celălalt și vom găsi mângâierea chiar în mijlocul durerii. Aș vrea să închei mesajul din această după-amiază spunându-vă că acest cuvânt al Domnului care ne aduce nouă liniștea, tulburarea vieții acesteia, mângâierea în mijlocul durerii, ne aduce și speranța într-o lume a deznădejdii. Speranța noastră a tuturor este într-o zi fără de sfârșit, într-un veac, într-o nouă lume care va veni. Slavă Domnului pentru nădejdea cerului. Societatea și lumea în care trăim pune accentul pe aici și acum. Hristos ne ia privirile și ne îndreaptă spre locul acela din cerul. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Le spuneam celor dragi, nu odată, că parcă trăim cu sentimentul că mai mulți din ai noștri s-au dus dincolo. Am fost o familie foarte numeroasă. Și ne-am adus aminte că la mamă bună și la tată bun, de-a lungul anilor, poate eram peste 100, 200 câteodată când erau vizitele unchiului din America. Și parcă s-au tot împuținat și parcă s-au tot dus cei dragi ai noștri. Ne-au mai rămas pozele acelea și amintirile frumoase. Ne-au mai rămas lucrurile acelea pe care să le repovestim ori de câte ori ne întâlnim unii cu alții și ne încurajăm unii pe alții. Dar cred din toată inima mea că noi am ajuns să iubim mai mult cerul de când s-au dus ei acolo.
Și eu cred că cu fiecare despărțire de cineva drag, ne îndrăgostim mai mult de cer. Lumea de aici trăiește pentru aici și acum. Hristos ne aduce aminte de existența cerului pentru că a vorbit despre locul acela ucenicilor în Ioan 14. Apostolul Pavel a trăit o experiență extraordinară și a spus: cunosc un om care a fost răpit până la al treilea cer. Dincolo de atmosfera în care zboară avioanele sau păsările, dincolo de spațiul cosmic, în prezența lui Dumnezeu și în fața tronului lui Dumnezeu. Și lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc nu pot fi spuse în cuvinte omenești. Nu pot fi descrise în termenii limbajului nostru uman. Apostolul Ioan are o revelație și ați auzit textul din Apocalipsa 21. Când se dă vămlii stoi la o parte, vede cum arată locul acela. Cerul este locul pregătit de Dumnezeu pentru copiii Lui. Noul Ierusalim, spune el, un oraș sfânt. Dacă orașele de pe pământ sunt centre ale rebeliunii împotriva lui Dumnezeu, sunt centre ale păcatului, cerul este un loc sfânt locuit de oameni sfinți care au ajuns acolo doar prin harul lui Dumnezeu. Cerul va fi un loc fără păcat. Cerul este dorit de noi, pentru că așa cum spune Apostolul Petru, noi după făgăduința Lui așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și frumusețea Lui e comparată cu a unei mirese gătită pentru bărbatul ei. Dar cerul va fi un loc populat. Numai că nu toți cei ce vorbesc despre cer ajung în cer. Și pentru a putea intra în cer, trebuie să ai scris numele în cartea vieții. Doamne, nu vreau aur sau argint. Vreau să fiu sigur de cer și că sunt mântuit în cartea ta veșnică pe pagini albe. Spune-mi, dulce Iisuse, află-se și al meu nume. Asta e întrebarea cu care vreau să închei astăzi. Este numele tău scris acolo în cartea vieții? Pentru că Iisus Hristos promite tuturor celor ce au acceptat jertfa Lui un loc în ceruri, în prezența Lui. Doar aceia care au crezut în lucrarea Mântuitoare a Lui Hristos, doar aceia care și-au spălat hainele în sângele Mielului, vor putea locui pentru totdeauna în prezența Lui Dumnezeu. Când Ioan a văzut locul acela, el a văzut o mulțime pe care nu putea număra nimeni, îmbrăcat în haine albe, din orice neam, din orice seminție, dând slavă lui Dumnezeu. Acolo-i nenuța. Acolo sunt cei dragi ai noștri. Acolo ne gândim că vom ajunge într-o bună zi. Cerul, locul cel mai fericit, locul închinării înaintea lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dragii mei, viața noastră pe pământul acesta e o împletire între binecuvântări și încercări pe care le trăim. Și așa se derulează ea de la nașterea noastră și până când plecăm de pe pământul acesta. Uneori însă ne bucurăm că în mijlocul celor mai mari încercări simțim mâna lui Dumnezeu și atingerea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Va veni o zi în care vom fi acolo, în ceruri, într-un anotimp veșnic al binecuvântărilor lipsite de încercare. Sunt străin și călător. N-am aici parate. Dar în țara fără nor, ale mele toate. Domnul meu în infinit, multe stele ține. Pentru cine l-a zidit? Decât? Pentru mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să ne mângâie pe toți cu aceste cuvinte. Dumnezeu să pună în noi credința în El și în Fiul Său și nădejdea că într-o bună zi vom fi cu El și cu toți cei dragi în ceruri. Unde vei fi? În veșnicie. Aceasta e întrebarea pe care vreau să o las la final. Amin. Amin.
Iar când în zori de zi mă voi trezi, cu tine în gândul meu, eu voi porni pășind spre veșnicii, cântarea mea va fi, Doamne, în prezența ta, doresc asta. Iar când în zori de zi, Solomon a spus cuvinte care poate rare ori le înțelegem, dar care poate le-am înțeles puțin zilele acestea. Thank you.
credem că Iisus a murit și a înviat. Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în iad. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Că-ți însuși Domnul, un strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea cu care ne-a însoțit, pentru vremea potrivită care ne-a dăruit-o, dar mai ales pentru lucrarea care a făcut-o în mijlocul nostru în aceste zile. Mulțumim pentru nădejdea care ne așează în față tuturor celor care își pun nădejdea în el. Și vrem să ne încredințăm și aici, la despărțire din locul acesta, în brațul lui Dumnezeu. Vă invit să stăm în rugăciune cu toții și venim înaintea lui Dumnezeu prin fratele Dorin Sârb și cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și la încheierea acestui serviciu. Mulțumim, Doamne, Tată, pentru această zi pe care ne-a dat-o să ne aducem aminte de faptul că suntem străini și crezători aici pe Pământ. Îți mulțumim pentru că ne-ai învățat și ne-ai învățat prin cuvântul Tău. Amin. Îți mulțumim pentru că într-o zi te-am cunoscut ca și Domn și Mântuitor în viața noastră, timpul acesta ne dă nădejde. Amin. Ne dă speranță că viața și despărțirea de cei dragi nu este pentru totdeauna, și va fi o mare întâlnire împreună cu tine, da, în văzut. Amin. Îți mulțumim pentru sora care te-a cunoscut ca și Domn, mulțumim pentru mărturia ei, mulțumim pentru familia ei, am dorit ca tu să fii alături de ei în aceste momente grele prin care trec, în mod deosebit pentru fiicele dânsei să le întărești. Amin. Ca să urmeze credința mamei lor. Exemplu de trăire pentru nepoți, pentru copiilor. Da. Și pentru tot ce ai făcut pentru noi prin Domnul Iisus Hristos. Nădejdea pe care ne-a dat-o dincolo de moarte, dincolo de mormânt. Îți mulțumim pentru cerul pe care l-ai pregătit. Îți mulțumim pentru că nu ne-ai lăsat în necunoștință și ești cel care e calea, adevărul și viața. Îți mulțumim pentru că cunoaște că într-o zi vom fi împreună. Da. Cu această nădejde sufă și ne despărțim acest serviciu și am dorit, Doamne Tată, ca tu să pui nădejde, speranță în cuvântul tău și în inimile noastre, ca în mod special în viața celor care s-au despărțit de toată acestea. Te laudăm că-i Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi, prin învierea ta și prin jertfa ta de la cruce. Amin. Amin. Iubită familie îndoliată, ne rugăm și mai departe ca Dumnezeu să reverse mângâierea și binecuvântarea. Privirea noastră nu trebuie să rămână în jos, ci să privim înspre Domnul, spre veșnicie, spre revederea finală. Până atunci, să ne pregătim fiecare. Să fim gata să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu cei dragi plecați acasă. Dorim ca Dumnezeu să continue lucrarea de mângâiere. Mulțumim Domnului pentru toți cei care ați participat la acest serviciu divin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să răsplătească fiecăruia. Și dorim să binecuvinteze Domnul slujitorii săi, fratele Daniel, pe toți cei care au fost participanți și slujitori la aceste servicii divine. Acum, în timp ce ceea ce este țărână...